Bine ați venit la etalarea pentru februarie, pentru ascendentul Soare în RAC. Și haideți să vedem ce avem pentru voi, ce ne aduce luna februarie pentru RAC. Wow, au picat deja. Deci avem cartea Săgetătorului, Arhanghelul Mihail, echilibru și 5 de monede. Ați fost foarte mult încercați, iar acum vine 3 de cupe, fericire. Wow, și mental este pace, pentru că vin niște mesaje, ceva care în sfârșit se taie, în sfârșit se curăță. Cavalerul de săbii. Oh, perfect! Acum avem regele de bâte, regina de săbii și 3 de săbii. Este teama și 5 de cupe. Deci 8-ul acesta, ceva prin care ați trecut. Ați trecut greu prin ceva. Și ce va aduce universul? Va aduce împărăteasa. Liniște, pace, bunăstare, totul reia cursul respectiv. Haideți să vedem atunci ce se întâmplă aici. Ce avem aici? Wow! Împărăteasa, 4 de bâte. Deci poate că în momentul în care vizionați treceți prin niște momente grele cu treiul acesta de spade. Nu vă spun că este numai energia, dar foarte curând sau foarte repede se schimbă ceva. Vedeți lucrurile din alt punct de vedere, iar vulturul acesta vă spune de fapt să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți. Și apropo de asta, vulturul este folosit foarte mult în vastu. Poate veniți pe webinar să învățați multe lucruri, vă ajută foarte mult. Vreau să văd ce este acest 3 de spade. Nefericire, trădare, soarele, dar totul se face lumină. Deci, prin credința lui Dumnezeu și toată pozitivitatea care vine, soarele va aduce ceva pozitiv. Chiar dacă a fost ceva la care ați suferit, ați plâns, dar soarele vă ajută într-adevăr să treceți cu brio acest lucru. 10 de spade, justiția. Poate treceți printr-un divorț, o despărțire care trebuia de mult să se termine. A fost decizia voastră, iar aici aveți un nou început cu siguranță, pentru că aveți nebunul. Aveți planuri de viitor, de a pleca poate, iar ceea ce vă aduce acest plan este de fapt o reușită. 6 de bâte este un succes care vine către voi. Trei de cupe. Wow! Și luna, aveți o intuiție de invidiat. Extraordinar! Simțiți absolut tot, deci fiți atenți, mai ales cei care aveți luna în RAC. Nu vă blocați pe ceva mental, pentru că 4 de monede vă blochează și este ceva mental. Va trebui să credeți în intuiția voastră, pentru că numai atunci se va schimba totul. Aveți puterea. Chiar dacă la prima vedere poate planul respectiv sau schimbarea respectivă nu ați trecut prin așa ceva, este greu, este ceva greu de suportat, dar vă face mai puternici. Puterea vă face mai puternici. Deci, chiar dacă vă este teamă să abordați acel ceva pe care voi nu l-ați mai făcut niciodată, mergeți înainte cu acel ceva, pentru că intuiția, voi știți că veți reuși, dar vă este teamă și cu mentalul este felul de a spune: a, n-am bani să fac lucrul ăla, a, n-am bani să fac lucrul. Nu. Mergeți și pe risc dacă este, pentru că scoateți ceea ce vreți. Regina de spate, aveți o idee extraordinar de bună. Ce vrea să-mi spună 4 de monede? 4 de monede este: Fie că cineva v-a înjosit 3 de spade, v-a spus că nu sunteți buni de nimic, v-a blocat acest lucru. Vedeți? Asul este de fapt altul, este adevărul și voi îl știți deja. Deci a fost făcut ceva intenționat și suferința a fost intenționată. Aveți aici judecata, aveți soarele, aveți împărăteasa, deci nu mai de voi deține. Dacă într-adevăr aveți de-a face cu o afacere de făcut, asta înseamnă patul acesta că vă dă un succes extraordinar. Cu ce are de-a face împărăteasa? Pentru unii, ceea ce îmi dă aici, deci ca energie, poate vă deschideți un site de matrimoniale. Nu mă întrebați de ce vă spun acest lucru, pentru că asta îmi vine. Asta vizualizez aici. Dar pentru alții poate fi o călătorie în exterior, unde se vor deplasa undeva unde doresc să rămână și să aibă un nou început și schimbă și jobul, pentru că este în Gemeni, aveți îndrăgostiții. Lumea, călătorie. Și posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu o comunicare în toată lumea, internațional. Sau poate scoateți banii prin internet. Steaua. Vi se ivește o oportunitate. Împăratul și împărăteasa. Deci, cuplu. Exact atunci când nu vă gândeați, dar încă o dată vă promite ceva prin internet, aveți iepurașul și orice vă propuneți să știți că va crește foarte, foarte repede. Deci, racilor, vă rog frumos să lăsați intuiția să vorbească, pentru că vă spune multe lucruri și multe idei și din frică lăsați fricile la o parte. Aveți puterea, vă rog să credeți în voi, să vă vedeți pe voi câtă lumină puteți avea, cum puteți să ridicați acea lumină, să vă umpleți de lumină, pur și simplu să străluciți. Imaginați-vă că sunteți un soare. Cum e posibil să nu credeți că suntem făcuți plămădiți din Dumnezeu, că avem aceleași puteri, că putem să ne schimbăm destinul, că putem să schimbăm ceva pozitiv. Intuiția voastră este extraordinară. Prindeți firul imediat și vă ajută. Este ca și cum vorbiți cu cineva și în momentul în care voi vorbiți, manifestați ceva, spuneți un lucru care de fapt în momentul ăla se arată chiar la televizor sau se spune la radio sau... și stați și vă uitați foarte straniu că ceva se întâmplă. Nu sunteți duși cu capul, nu. Aveți multe semnale, multe sincronicități, multe lucruri care doresc să vă atragă pe drumul bun pentru că meritați. Văd o suferință la care ați fost puși în genunchi, iar acum vă atrage o lumină. Lăsați acea lumină să intre în voi, să străluciți prin excelență. Pentru că numai asta dorește și este un nou ciclu în viața voastră, este oportunitatea vieții voastre. Numai bine, la revedere, este o lună de pomină. Într-adevăr, este o lună de pomină pentru raci. Și sper din toată inima să alegeți ce este mai bun și lumina, acea lumină aurie. Numai bine, la revedere și ne auzim!